și surori în această după masă vrem să ne aducem din nou în fața acestui cuvânt minunat pe care ne-l-a pus Dumnezeu înaintea noastră și vrem să învățăm un alt adevăr care este foarte important pentru noi. Sigur am să confirm ceea ce a, a cântat de fapt fratele Ionuț în cântarea pe care a cântat o mai înainte și am să repet acest adevăr și am să spun că nu este ușor. Să umbli cu Dumnezeu. Cine crede că este ușor să fii credincios lui Dumnezeu se înșală. Probabil că standardele pe care le are El sau le înțelege El din scriptură sunt mai inferioare decât cele pe care Dumnezeu le are. Acesta este adevărul. Nu este ușor să umbli cu Dumnezeu. Nu este un lucru, cum să spun eu așa, ca și cum ai umbla într-o plimbare prin parc. Ce sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe tentații, sunt multe lucruri care încearcă să influențeze viața noastră. Am ales în această seară să vorbesc câteva lucruri despre despre David. Ne uităm la omul acesta și îl găsim într un episod în care stă înaintea preotului Ahimelec și are o discuție cu el. însă înainte ca să intrăm în text, vreau să Încercăm să răspundem la întrebarea cum a ajuns David aici, cum a ajuns David să stea înaintea preotului la această discuție. Pentru simplu fapt că David era un om popular. Popularitatea lui a adus o uh, oarecare ură, în ghilimele, din partea lui Saul. Spune Sfânta Scriptură, citim în 1 Samuel capitolul 18, de la versetul 5 în jos, că întotdeauna când, fac o paranteză, Biblia spune despre David că el izbutea în toate lucrurile în care era implicat. Dacă Saul îl trimitea la război, avea biruință. În toate lucrurile, Dumnezeul binecuvânta. Când se întorcea David de la război și găsim în mod special acea imagine care el se întoarce după ce l-a omorât pe Golia, spune că femeile au început să-i facă o cântare. Și a spus, Saul a biruit mii, David a biruit zeci de mii. Și pe baza acestei cântări pe care Saul a auzit-o, a început să se uită cu ochi răi la David. Așa spune Sfânta Scriptură. Că a început să se uite la el cu ochi răi și a spus, aha, adică mie îmi dau mii, și la David îi dau 10.000. Acum ce mai rămâne să mai dea? Împărăția. Pentru că aici de fapt era toată, toată, chestia, cum spunem noi. Toată problema. Împărăția. Și pe baza acestor lucruri, spune că Saul s-a mâniat și a început ca să îl urmărească și a început ca să caute să ia viața lui, lui David. Vedeți, dumneavoastră, ca și în viața exterioară pe care o trăim noi pe pământul acesta, în viața interioară, în viața spirituală, câteodată o biruință și o veselie, o bucurie, este automat însoțită de o înfrângere și o stare de supărare, o stare de depresie, o stare care te, te coboară în jos. Așa era situația lui David. David era disperat pentru că era în pericol să fie. Ucis și, de fapt, Saul a încercat de câteva ori ca să-l omoare. Și David a început să fugă de Saul. Și a trecut prin foarte multe evenimente oarecum ciudate. La un moment dat spune că l-a ascuns soția lui. L-a ascuns undeva în dormitor, acolo, într-un pat. Saul a auzit, i-a spus soția, acum tu trebuie să fugi, a pus acolo efodul ca să arate că, Saul, că David e acolo. A venit Saul cu slujitorii și nu l-a găsit acolo. Apoi spune că Davis a fugit la Rama, unde era Samuel. Și a trimis Saul acolo slujitor. Și interesant, de câte ori ajungea slujitorul acolo în prezența lui Samuel și a prorocilor, pentru că nu uitați, pe vremea aceea, pe vremea lui Samuel, era o școală a prorocilor. Și erau acolo mulți proroci. Cum ajungeau slujitorii, proroceau și ei. Temetea Saul, a slujitor, proroceau și ei. A mers și Saul spune că și el a început să prorocească. Și lucrurile s-au temperat. De acolo spune Biblia că David a fugit la Naiot și acolo s-a întâlnit cu Ionatan Ionatan era o figură, era cu băiatul lui Saul O figură care a avut un mare impact asupra lui David Și între ei doi era o prietenie deosebită Și-a făcut un legământ Ionatan cu David și a spus Ascultă, tot ce tatăl meu vrea încerca să-ți facă, eu am să te apăr Și în juruința lor a făcut câteva lucruri pe care dumneavoastră le știți și a spus, tăi, cum facem? Eu mă duc, vorbesc cu tata și dacă ești în pericol am să trec cu săgeata. Și acesta este semnul. Și când a văzut David că semnul era că era în pericol, a fugit. S-a dus la o altă cetate și spune că a ajuns la Nob. Și acolo era Ahimelec. Și a început să stea de vorbă cu Ahimelec. Când noi suntem într-o situație în viața aceasta liniștită, toate lucrurile ne merg bine, Sigur că credința noastră crește, îndoiala noastră dispare vis-a-vis -vis de viitorul nostru și toate celelalte lucruri care ar putea să ne afecteze nu sunt. Așa a fost cu David. David, când era în prezența lui Samuel, în prezența preoților, în prezența prorocilor, David era un om în care credința lui Dumnezeu, în Dumnezeu, era adâncă, era puternică. Dar, la scurt timp, prin aceste evenimente, lucrurile au început să se schimbe. Și îl vedem pe David, cum de altfel ni se întâmplă și nouă într-o nesiguranță care era destul de mare, pentru că viața lui era în pericol. Și recunoaște lucrul acesta în discuția pe care o are cu Ionatan. Citim lucrul acesta în 1 Samuel, capitolul 20. Și el spune: Dar viu este Domnul și viu este Sufletul tău, spunea David lui Ionatan. Că nu este decât un pas între mine și moarte. Și a simțit nesiguranța pe care uh, viața acestui om era sub presiunea ei. Observăm un fel de declin. Vreau să fac o altă paranteză. Noi ca și slujitori care predicăm Evanghelia și uh, mă refer în mod special la mine, noi nu suntem aici puși ca să judecăm oamenii. Noi nu încercăm să găsim anumite, eu știu, scăzăminte, ca să spunem, ai văzut că n-a fost așa. Noi de fapt, bazat pe ceea ce ne învață Scriptura, nu facem altceva decât să luăm aceste exemple și apoi să învățăm din ele, pentru că toate sunt, dragii mei, niște lecții de viață pentru noi. Vreau să fie foarte clar lucrul acesta, pentru ca să nu înțelegem greșit importanța și dacă veți scopul aceste predici sau o cărei predici pe care o zis aici. Nu este a judeca, ci este da, doar a învăța din aceste exemple. Ne întoarcem la, la pasaj. Îl vedem pe pe David care încet, încet are așa un fel de declin în, în viața lui, nesiguranța aceasta vis-a-vis -vis de viața lui, îndoiala pentru că credința lui a început să se clatine. Pentru că știți de ce, dragii mei? Spunea cineva așa de frumos că vânturile și valurile de multe ori sunt mai descurajante decât promisiunile pe care Dumnezeu ni le face. De multe ori circumstanțele vieții noastre ni se par că sunt foarte descurajante, urtând de fapt că promisiunile pe care Dumnezeu le are și le face pentru noi sunt mai puternice. Oare întrebarea este, nu l-asigurase Dumnezeu pe David că el va fi împărat în Israel? Nu i-a dovedit Dumnezeu lui David că el este cu el, cum spuneam, în tot ceea ce făcea? E adevărat. Dar fiind oameni și sub, fiind sub această presiune, vedeți dumneavoastră, se întâmplă lucruri care nu le prevedem, nu le gândim, dar totuși se întâmplă. Și uitați-vă la David. În discuția care a avut-o cu preotul Ahimelec, a recurs la o soluție care nu era vrenică de el, de statutul lui pe care îl avea ca și copil lui Dumnezeu și cu siguranță nu era vrenică de prietenul lui, dacă vreți, de cel care îl coordona în fiecare zi și de stăpânul lui, adică de Dumnezeu. Soluția pe care a ales-o a fost total greșită, doar pentru că a vrut ca să obțină o asigurare. Care a fost soluția? În această seară vreau să vorbesc despre înșelăciune. Înșelăciunea care a fost un semn al declinului lui David. Când vorbim despre înșelăciune, de cele mai multe ori vorbim despre Iacov, care prin natura și prin etimologia cuvântului era un înșelător. Prea puțin vorbim despre înșelăciunea aceasta. Am am citit acest pasaj săptămâna trecută când s-a citit marți, dacă bine mi-aduc aminte, psalmul 52, de care este de fapt inspirat din acest eveniment. Și de ce mai multe ori ne concentrăm pe faptul că acolo era sabia lui Goliat. Acolo era, eu știu, relația aceea pe care, pe care David o avea cu preotul Ahimelec. Dar uităm acesta amănunt. Și în această seară vreau să, vreau să ne uităm la acest aspect și să vedem despre ce înseamnă și care sunt consecințele majore ale înșelăciunii? Înșelăciunea, un semn al declinului lui David. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă lucrul acesta, vreau să ne uităm în scriptură și să vedem că, de fapt, acești oameni deosebiți al lui Dumnezeu, care au trăit o viață, spunem noi, de un nivel înalt, totuși, au avut și anumite scăzăminte. Mulți oameni au spus despre Biblie și au avut anumite, eu știu, obiecții vis-a-vis de Biblie, pentru că sunt în Biblie astfel de exemple. Și oamenii se întreabă, dar de ce? De ce era, de ce era? Sau de ce folositor să fie pus în Biblie astfel de evenimente din viața lui David. Eu cred că ar fi fost mult mai mult. O obiecție pentru Scriptură dacă noi am fi găsit în Biblie doar istorii despre oameni perfecți. Pentru că Biblia nu este o carte despre oameni perfecți. Biblia nu vorbește și Dumnezeu nu caută în, în, în viețile noastre sau în noi perfecțiunea. Perfecțiunea nu există decât la Dumnezeu și a fost pe pământul acesta numai în Isus Hristos. Dar pentru mine asta îmi spune ceva. Că Biblia aceasta și experiențele pe care oamenii din Scriptură le-au avut sunt, cum spuneam mai înainte, o lecție pentru noi. O lecție pentru noi. Și spunea la un moment dat Scriptura: Dacă cineva crede că rămâne în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Dragii mei, nu contează cât de mare ești în ceea ce înseamnă viața ta spirituală. Nu contează cât de mare slujbă ai în biserică sau eu știu în altă parte. Nu contează câți ani de pocăință ai. Nu contează. Pentru că ne învață Sfânta Scriptură că tot ceea ce noi obținem de la Dumnezeu. Dacă noi obținem de la Dumnezeu binecuvântarea reînoirii dacă noi obținem de la Dumnezeu credința în El, dacă noi obținem de la Dumnezeu faptul că Dumnezeu ne face oameni neprihăniți, toate aceste lucruri, dragii mei, toate aceste lucruri pe care le obținem, noi nu le putem păstra decât atunci când în fiecare zi noi ne bazăm pe Dumnezeul nostru. Tot ceea ce noi avem, dragii mei, nu ni se datorează nouă. Dacă am ajuns să fim credincioși, nu putem să spunem pentru că noi am fost mai buni. Dacă Dumnezeu ne-a schimbat viața noastră, ne-a dat o altă identitate, cum se vorbea dimineață, ne-a dat un alt scop în viață, cum se spunea mai înainte de fratele David, ne-a dat multe lucruri ca o binecuvântare, vreau să vă spun, toate aceste lucruri pe care le primim, noi nu le putem păstra dacă nu rămânem bazați în fiecare zi pe Dumnezeu, dacă rămânem bazați numai pe noi, Eșuăm. De aceea ne uităm în această, în această seară la acest om, cum spuneam, nu ca să-l criticăm, nu ca să-l judecăm, ci ca să învățăm. Și înțelegem, dragi mei, că toți de aici suntem, și vom vedea mai târziu, suntem sub presiunea acestui păcat al înșelăciunii. Ce înseamnă înșelăciunea? Care este definiția înșelăciunii? Înșelăciunea, spunea cineva, este, citez, inducerea în eroare și păgubirea unei persoane prin prezentarea ca și adevărate a unor fapte mincinoase, și invers, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altcineva un anumit folos material. Primul adevăr pe care îl găsim despre acest păcat al înșelăciunii este că înșelăciunea are ca esență minciuna. Înșelăciunea are ca esență minciuna. În contrast, adevărul este întotdeauna reprezentarea exactă a lucrurilor. Când tu nu mai spui lucrurile exact, de fapt, practic minciuna. Și când spun o minciună ca să caut un folos pentru mine sau să ascund un adevăr sau orice altceva, automat am călcat un alt lucru și am intrat în ceea ce înseamnă păcatul înșelăciunii. Și unii spun, da frate, da, a spus o așa o, o minciunică mai mică. Spunea Sfântul Augustin că cine crede că există vreo minciună mai mică, virgulă, care nu este păcat, se înșală amarnic. Pentru că, dragii mei, păcatul este amar pentru conștiința omului care păcătuiește. Indiferent ce credem noi, Orice credincios a cărui duh și minte și cuget este înnoit de Dumnezeu, orice păcat este însoțit de un simț sau de un gust, dacă vreți, amar, de o, de o, o stare care nu și care îți înlătură pacea. Orice păcat! Și cu atât mai mult când vorbim despre, despre acest păcat al înșelăciunii, noi putem să fim iertați de Dumnezeu și Dumnezeu ne iartă, pentru că ne rugăm, Dumnezeu ne iartă. Noi putem să fim restaurați, pentru că Dumnezeu poate să ne restaureze. dar întotdeauna păcatul aduce cu el gustul acesta amar. Și apoi, consecințele păcatului său pot uh, implica suferințele lui și altor vieți. Pentru că există întotdeauna consecințe. Așa s-a întâmplat cu David. Istoria este foarte scurtă. David a stat de vorbă cu uh, Ahimelec, l-a întrebat cum de ești singur. Știi să spun, de fapt, împăratul m-a trimis într-o misiune secretă, am venit așa pe, pe fugă, dacă ai cumva o sabie sau ceva, că n-am apucat să-mi iau, uh, eu știu, armele. Și doar sunt în trecere și am trecut pe aici. Și oamenii cred că dacă spun lucruri așa, eu știu, ca să scape, ce, ce se întâmplă? Ce mare lucru se întâmplă? Există consecințe după fiecare păcat. Acolo era un om. Nu știu dacă David l-a văzut sau nu, dar despre el spune că omul acesta era închis. Adică eu am găsit această explicație a biblic, era arestat. Pentru că a făcut ceva, era un om rău. Și era închis acolo în tabernacol. Dar omul acesta avea urechi foarte atente și a auzit toată discuția care a fost acolo între David și Ahimelec. Și-a băgat la cap. Și apoi spune Biblia că după ce David a plecat și a venit Saul, tot ce a auzit acest om i-a spus lui Saul. Sigur că el a ascuns faptul că Ahimelec n-a fost implicat, că el de fapt nu știa de toată această istorie, a ascuns adevărule și asta este o altă, eu asta e altă problemă. Dar nu uitați dragii mei. Păcatul întotdeauna are consecințe. Pentru că Biblia spune că întotdeauna, lucrurile pe care le facem noi ne afectează pe noi, și poate, pot, sau poate să afecteze și pe alții. În această seară vreau să, să lăm foarte aminte la aceste lucruri. Pentru că s-ar putea să fi înțeles altfel lucrurile. S-ar putea, sigur, noi, cum am spus, Dumnezeu ne iartă, că Dumnezeu e bun. Și noi ne putem ierta unii pe alții, că și noi suntem buni. Dar consecințele și efectul păcatului poate să rămână. Și el are un efect negativ și în viața a mea și a ta și în viața altora. În această seară vreau să observăm câteva lucruri vis-a-vis -vis și să vedem ce trebuie să facem. Sigur este o lecție din viața lui David. David a avut experiența lui și putem să vorbim despre el și în alte aspecte și vom vedea în, în aceste explicații ce s-a întâmplat până la urmă în urma acestui păcat. Dar haideți să ne întoarcem la noi să vedem câteva lucruri în ceea ce înseamnă înșelăciunea și să învățăm ca să ne păzim de acest păcat. Este un păcat care de foarte multe ori îl tratăm cu ușurință. Îl tratăm cu ușurință. Primul lucru pe care vreau să-l observăm din această experiență, din această lecție, este că înșelăciunea uneori este provocată de influența anumitor impulsuri specifice. Înșelăciunea este ceva. La care noi suntem provocați de anumite lucruri. Ne uităm la David și David s-a lăsat implicat în înșelăciune pentru că s-a lăsat influențat de aceste impulsuri. Primul lucru pe care îl găsim în acest exemplu este presiunea circumstanțelor. N-a fost așa o discuție ad hoc între el și Ahimelec. A fost o discuție bazată pe o situație pe care David a vrut să o ascundă. Era o presiune a circumstanțelor. Și apare în fața lui Ahimelec. vineri seara, înainte de sabat. Erau flămânzi, era sub presiunea aceasta a fricii și a fost tentat să inventeze o minciună. Și asta a făcut. Pentru că de multe ori presiunea circumstanțelor ne forțează și ne pune în situația de a alege. Aici, dacă s-ar fi opus David cu fermitate la acest impuls, pentru că avea putere, cu siguranță Dumnezeu ar fi împlinit nevoia lui și a oamenilor lui într-un alt fel. Credeți lucrul acesta? Vreau să vă dau un exemplu și să confirm acest adevăr. Se vorbea dimineață despre Nabal și despre soția lui. Știți că David a trecut prin aceeași experiență mai târziu, Nabal era un om bogat, avea oi multe, făcea un și oilor și a spus David, hai să mergem și noi să să luăm ceva de acolo ca să, eu știu, merinde. Și Nabal a spus, fugi mă de aici, dar cine ești tu să-ți dai din din lucrurile mele? Un slujitor îi spune la soția lui Nabal, la Batseba, îi spune, uite ce a făcut uh, stăpânul. Știți ce a făcut Batseba? S-a dus la David și a dus merinde. N-a trebuit să mintă David, n-a trebuit să spune altceva, n-a trebuit să inventeze, n-a trebuit să facă nimic. Pentru că vreau să vă spun ceva, dragii mei. Chiar dacă în viața noastră în anumite circunstanțe, există îndoială, există frică sau există orice altceva, noi nu avem niciun drept și nici o scuză ca să ne lăsăm impulsionați de aceste lucruri, ca să folosim minciuna ca și salvare. N-avem dreptul. Pentru că eu cred într-un într Dumnezeu care coordonează toate lucrurile. Dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin foamete, dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin lipsuri, dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin încercări, dacă Dumnezeu vrea să ne treacă prin orice altă școală, Dumnezeu ne poate scoate de acolo biruitori. Mări să fie Domnul. Dar există noi impulsul acesta de a spune ceva. Parcă, parcă noi ne folosim, eu știu, înțelepciunea noastră, ne folosim talentele noastre, ne folosim noi scopurile noastre și ne folosim noi căile noastre de a ieși de acolo. David, din păcate, s-a lăsat influențat de aceste impulsuri. Frica de moarte, eu știu, foametea și alte lucruri. Nu există, strict vorbind, nu există, dragii mei, o minciună de necesitate. Nu există. Nu poți spunea în România, oamenii, nu poți să te faci frate cu diavolul până treci pruntea. N-ai cum! N-ai cum! Pentru că asta înseamnă minciună. Asta înseamnă înșelăciune. Și noi știm unde ajung mincinoșii. Și noi nu vrem să supărăm pe Dumnezeu. Vrem să supărăm pe Dumnezeu. Pentru că prin asta noi îl coborâm, coborâm standardul pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu este a tot atotputernic. Dumnezeul nostru este Cel care coordonează toate lucrurile. Și noi ne-am pus viața noastră în mâna Lui și pentru lucrurile bune și pentru lucrurile mai puțin bune. Și spun din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă există presiunea circumstanțelor în viața dumneatale, a ta sau a mea, dacă există lucruri care ne presează, care, ne, eu știu, ne, ne coboară și ne destabilizează viața noastră spirituală, să nu ne lăsăm lăsați de astfel de impulsuri specifice și să ne punem viața întotdeauna la îndemâna Domnului. Și să spunem și noi cum spunea la un moment dat Iov, dacă Dumnezeu dă lucrurile bune, oare n-ar trebui să le luăm și pe celelalte rele? Voia lui Dumnezeu trebuie să rămână valabilă în viața noastră. Am avut o experiență în România foarte interesantă. Când eu am aplicat prima dată pentru America, am depus la loterie, am câștigat la loterie, undeva prin 96, deja ne făceam bagajele să plecăm în America, în Arizona, acolo era sora lui Ani, sunt și acum. Și ne-am dus la, la, la ambasadă în procesul care se făcea atunci cineva trebuia să semneze hârtia aceea de aplicare și putea să semneze cumnata mea a semnat ea când am ajuns acolo legile s-au schimbat doamna de acolo m-a întrebat și a spus cine a semnat hârtia și eu am spus cumnata mea ea s-a uitat la mine și m-a întrebat ascultă te mai întreb încă o dată înțelegi eu am spus sigur că înțeleg o, e așa mare lucru cine a semnat hârtia și eu am spus cumnata mea Domnule, dacă n-ai semnat tu, nu pleci în America. Cine a semnat hârtia? Și am spus, Doamnă, cum mea. Și vreau să spun că nu mi-a dat viză să plec în America. Împreună cu familia, cu, 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 loteria. Sigur că da, am pierdut, dar am câștigat. Pentru că, dragii mei, presiunea circumstanțelor nu ne, des, nu ne scuză atunci când ne lăsăm influențați de Astfel de lucruri care înseamnă minciună sau înșelătorie. Și asta a făcut David, și noi învățăm în această seară că trebuie să fim foarte atenți. În al doilea rând, vreau să înțelegem că există un alt lucru pe care îl vedem ca și presiune sau impulsuri. Vedem întotdeauna promisiunea avantajului. Dacă spui adevărul, pierzi. Dar dacă spui o minciună de necesitate, câștigi. Pentru că asta îți promite întotdeauna diavolul. Spune, fă așa, câștigi. Știți ce de fapt se întâmplă? Și adevărul pe care îl găsim în Scriptură este că niciodată diavolul nu ne dă ceea ce promite. Niciodată. David a crezut că dacă spune atunci o minciună, are avantaje. Și a avut avantaj. Că a primit pâinile, a primit sabia lui David și a plecat mai departe. Dar niciodată în viața aceasta noi nu trebuie să ne lăsăm sub impulsul acesta al promisiunilor pe care diavolul ni le spune. Și găsim exemple în Sfânta Scriptură de Anania și Safira. A primit sau au primit cei doi promisiunea diavolului că au spus o minciună? Nu au primit. Pentru că niciodată diavolul nu îți dă ceea ce promite. Nu te lăsa sub impulsul Faptului că dacă spui altceva în afară de adevăr, ai un avantaj. N-ai un avantaj. Poți să ai un avantaj pe moment, dar pierzi. Pentru că diavolul niciodată nu se lasă uh, înșelat. Și el nu numai că nu-ți dă ceea ce promite, el de fapt vrea ca să prindă și să aducă o, un control asupra vieții noastre și asta face până la urmă. Dacă noi dăm curs acestui uh, impuls al promisiunilor. În urma unei minciuni. Și apoi un alt lucru pe care îl găsim ca și un impuls, este posesiunea unei tendințe care avem în noi de a, de a scăpa din anumite circumstanțe. Există ceva în noi. De aceea spuneam că este foarte important pentru noi să, să fim atenți la aceste aspecte, pentru că dispoziția aceasta este în noi, există firea aceasta care întotdeauna, întotdeauna vrea să iasă la suprafață. Și ori de câte ori găsește ocazie, ne provoacă. Dragii mei, haideți să fim foarte atenți la aceste impulsuri specifice care ne pot duce la spune o minciună și prin neadevărul nostru să înșelăm pe altcineva ca să avem un câștig pentru noi. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru pe care îl învățăm vis-a-vis -vis de înșelăciune la impulsul acesta al înșelăciunii, întotdeauna este nevoie de o respingere și de o reprobare puternică. Adică nu este ușor să biruiești impulsurile acestea. Nu este ușor ca să stai legat de adevăr când parcă toată lumea împlinește partea cealaltă. Lumea aceasta e adevărat că așa se manifestă. Cei mai mulți oameni trăiesc din înșelăciune și nu au niciun fel de problemă. Dar nu vorbim despre oamenii de afară și vorbim despre, despre noi, ca și că din cioși. De ce nu trebuie să urmăm aceste impulsuri și să avem, o, un, să avem o, o respingere cât se poate de puternică? Vreau să vă dau un exemplu. Și am să vă spun că prin, încălca, prin înșelăciune, de fapt, noi încălcăm cea mai importantă legătură care este creată între oameni, și anume unitatea. Acolo unde nu există încredere a unuia în celălalt, ne putem noi ruga pentru unitate cât vrem noi, că nu se îndeplinește. Ne putem noi, eu știu, să ne aruncăm cât de multe ori vrem la pământ, că nu se împlinește. Unitatea între oameni, în familie, în biserică sau în societate are, printre altele, această legătură a încrederii. Și dacă noi suntem oameni care mergem în acest impuls al înșelăciunii, de fapt asta facem, încălcăm cel mai important lucru, cea mai importantă legătură a societății și a bisericii. Spunea la un moment dat lui Moise, în Exod capitolul 18, când era vorba de a lua ajutoare care să-l ajute în ceea ce însemna, eu știu, conducerea poporului înspre Canaan. Spunea, alege niște oameni. Și a dat niște indicații acolo, citim, din tot poporul, oameni destoinici, oameni temători de Dumnezeu și oameni de încredere. Și auziți, vrășmași ar oricărei lăcomii. Pune peste popor drept căpetenii, peste o mie și peste 100, adică oameni de încredere și oameni vrăjmași orică, oricărei lăcomii. Adică oameni care și-au dovedit încrederea lor în lucrurile și în viața de zi cu zi. Dragii mei, un om care îl înșală pe un alt om, de fapt, omul acesta pur și simplu a încălcat și a avut un afront asupra dreptății. Și a iubirii pe care noi trebuie să ne purtăm unii altora. Este foarte greu, dacă nu chiar e imposibil, să se restaureze prietenia între doi oameni care unul își încalcă acest sau calcă acest uh, lucru frumos al, al uh, sincerității lui și tot ceea ce înseamnă încrederea pe care trebuie să o câștigăm unii pentru alții. Foarte, foarte greu se restabilește. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În biserică și în familii și în relațiile pe care le avem unii cu alții, să nu încălcăm această legătură importantă care ține de, de relația noastră, de unitatea noastră, pentru că, încă o dată, lipsa de sinceritate și lipsa de încredere este cea care rupe unitatea dintre oameni. Vrem să avem unitate între noi, Dumnezeu ne cheamă la sinceritate. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care să respectăm pe ceilalți și întotdeauna cuvântul nostru și viața noastră și tot ceea ce facem să fie adevărate. Da, al vostru, spune Scriptura, să fie da. Și nu, să fie nu. Tot ceea ce trece dincolo de aceste lucruri nu sunt de la Dumnezeu, ci de la diavolul. De aceea este important să luptăm împotriva acestui impuls, pentru că rupem tot ceea ce înseamnă legătura unității între noi. Și apoi, mergând mai departe, găsim un alt lucru. Înșelăciunea adesea este descoperită prin mijloace neașteptate. Din acest pasaj am vorbit despre acel om când revin la test, când David vorbea cu Ahimelec. El nu s-a gândit că altcineva trage cu urechea. Nu s-a gândit că cineva, eu știu, va descoperi această, acest neadevăr. Dar a fost acolo un om. Și spune Biblia Că omul acesta, repet, a spus tot, 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 toate aceste lucruri. Și, în plus, a acoperit anumite adevăruri lui Saul. Pentru că, dragii mei, oamenii care încearcă să înșele, se vor gândi la toate opțiunile. O să fac asta, dar să nu cumva să audă ăla, să nu cumva să știe ăla, să nu cumva să știe soția, să nu cumva să știe șeful meu, să nu cumva să știe cu tare. Dați-mi voie să vă spun, există o ordine dacă vreți, a evenimentelor pe care Dumnezeu le are. Și întotdeauna n-aș putea să spun, pentru că nu vreau să, să împing la maxim lucrul acesta, dar întotdeauna, întotdeauna, prin mijloace neașteptate, Dumnezeu descoperă adevărul. Vreau să vă dau un cuvânt din Scriptură foarte interesant. Mi-a plăcut această, această simbolistică pe care o folosește înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului. Și auziți? Dacă vreți, citim Eclesiastul 10 cu 20. Spune acolo foarte interesant, simbolistica, auziți. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia ta în care te culci. Și auziți simbolistica. Că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Adică este o simbolistică aici. Și spune, să nu crezi că tot ceea ce faci tu ascund nu poate să fie descoperit. Chiar dacă te gândești la toate modalitățile de a-ți acoperi păcatul, s-ar putea să se întâmple exact cum spunea această simbolistică. Și acum dați-mi voie să schimb puțin acest adevăr și să îl transform puțin într-un mod în care mie mi se pare că se potrivește cu, cu acest pasaj nu îl înșela pe aproapele tău, am putea noi să traducem altfel, că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă fapta și un sol înaripat să-ți dea pe față minciuna. Ne facem noi toate calculele și spunem, dacă fac așa, nu mai știe nimeni. Nu încerca să faci lucrul acesta. Nu te înșela că, până la urmă, lucrurile acestea pot să vină descoperite dintr-un fel în care nici măcar nu te aștept. Și chiar dacă nu se vor descoperi pe pământul acesta, nu uitați că există un cuvânt în Scriptură. Într-o zi, Dumnezeu va aduce toate lucrurile care nu se cunosc, care s-au făcut în întunecime, la lumină. Și nu cred că am vrea să stăm înainte de Dumnezeu și să ne spună, dar știi că l-ai înșelat pe cutare? Știi că prin minciuna ta ai înșelat pe cutare? Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și noi suntem, până la urmă, înaintea lui Dumnezeu, ca o carte deschisă. Dumnezeu, spune Eclesiastul 12 cu 14, va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine sau fie rău. Dumnezeu să ne ajute ca să ne păstrăm curați în tot ceea ce înseamnă păcatul acesta al minciunii, și al înșelăciunii prin minciună. Și apoi, în ultimul rând, vreau să vă readuc aminte ceea ce spuneam, și anume că întotdeauna înșelăciunea produce invariabil, absolut, consecințe vătămătoare fatale și pentru cel care înfăptuiește acel păcat. Gândiți-vă la un om care înșală pe un om. Viața lui, automat, se schimbă din punct de vedere spiritual. Există o deteriorare, deteriorizare, există un declin în viața lui, chiar dacă nu recunoaște. N-ai cum, spuneam, există acea stare pe care păcatul o aduce în viața ta. Și apoi există faptul că oamenii au succes. Poate să fie pentru ei, spune, oh, păi dacă am reușit cu prima, merge și a doua. Întotdeauna există un efect catastrofal în viața celui care produce acest păcat. Prin înșelăciune. Dar există în viața celui care este înșelat. Și nu putem să spunem în ce măsură, pentru că nu avem în Scriptură niciun fel de exemplu. Dar cu siguranță găsim la un moment dat un exemplu când vorbim despre păcatul acesta. Și vreau să amintesc acel verset pentru că este important. 2 Samuel, capitolul 12, spune despre David. Cu un alt uh, efect și cu o altă ocazie, dar cu același efect catastrofal. Spune așa. Dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să-l hulească, să vrșind fapta aceasta, vorbim despre păcatul lui David cu Batșeba, spune că eu am să te pedepsesc și fiul care se va naște în urma acestui păcat va muri. Știți care este păcatul care, efectul păcatului în oamenii care văd acest păcat, care simt acest păcat? Unii oameni pot să hulească pe Dumnezeu. Unii oameni se pot clătina în credința lor. Unii oameni pot să fie afectați în duhul lor și în viața lor spirituală într-un mod în care ne putem gândi. Și suntem noi vinovați de acel păcat. Și nu uitați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Tot ceea ce face omul, tot ceea ce seamănă omul, aceea va se cerea. De aceea este foarte important să înțelegem că există Există efecte catastrofale în ceea ce înseamnă păcatul acesta al înșelăciunii. Și acum vreau să închei. Există lecția pe care Dumnezeu ne-o învață în această seară pentru noi. Și aș putea să o concretizez în trei idei. În primul rând, vreau să învățăm că nu putem să facem răul pentru ca să vină binele. Niciodată. Niciodată nu poți să faci rău ca să vină binele. n cum? Răul este rău. Ni se pare nouă să spunem, oh, dar da, până la urmă s-a întâmplat ceva bun nu. Odată ce ai săvârșit răul, plata păcatului este moartea. Nu putem să luăm excepțiile și să le folosim ca regulă în viața noastră. Nu putem să facem rău și să așteptăm să se facă bine. Sau nici să ni se facă bine. În al doilea rând, noi trebuie să ne ferim cu tot ce avem noi de influența uh, înșelăciunii sau a impulsurilor care ne pot duce la această stare de păcat. Trebuie să luptăm. Nu este ceva foarte ușor, nu este ceva care se întâmplă de la sine, ci este o luptă, o luptă, o luptă continuă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Și apoi, în al treia rând, vreau să învățăm că întotdeauna salvarea lui Dumnezeu pentru noi este mai sigură decât orice altă metodă pe care noi o încercăm, ca să ne punem viața noastră în siguranță în anumite circunstanțe. Vreau să învățăm să căutăm întotdeauna salvarea lui Dumnezeu. Vreau să căutăm să ne punem întotdeauna viața noastră cu adevărat în mâna lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Pentru că metodele lui sunt întotdeauna bune și efectul metodelor lui sunt întotdeauna binefăcătoare pentru noi și pentru viețile noastre. În această seară, Dumnezeu ne-a învățat despre acest păcat al înșelăciunii prin minciună. Dumnezeu ne cheamă să fim foarte, foarte atenți și să tratăm cu mare seriozitate acest lucru. Ni se pare o chestie foarte așa, știi, nu e chiar așa mare problemă. Are efecte catastrofale în viața celui care o practică, în viața celor care sunt afectați și ar putea să aibă în viața celor care se uită și ne văd. De aceea, mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și repet ceea ce spuneam la început. Cu Dumnezeu să umbli nu e ușor. Este ușor doar dacă coborâm standardele, doar dacă vrem noi așa, ca să ne jucăm de a umblarea cu Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu nu este ușor să mergi. Mulțumim lui Dumnezeu care ne ajută. Amin. Pentru că. Nu depinde de puterea noastră, nu depinde de înțelepciunea noastră și depinde de harul și de îndurarea lui Dumnezeu. De aceea vrem să încheiem acest timp de închinare cu o rugăciune în care ne rugăm în picioare, în care vrem să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să sujim cu toată viața noastră și să fim întotdeauna atenți la fiecare detaliu și la fiecare provocare și la fiecare impuls și să ne ajute Dumnezeu să ne păzim de orice înșelăciune prin minciună, pentru că, repet, are efecte dezastroase pentru oricine îl practică și pentru cei care sunt afectați de acest păcat. Din toată inima ne rugăm Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze, amin, ne rugăm și mulțumim Domnului.